Din Ioan să citim Evanghelia lui Ioan, capitolul 13, începând cu primul verset până la versetul 5. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Amin. Vă invit să luați loc. S-a vorbit în această seară și până aici despre importanța alegerilor noastre. Și s-a vorbit și despre faptul că noi suntem chemați să trăim pentru Dumnezeu, pentru slava și gloria numelui Său. Noi oamenii, datorită păcatului în care ne-am născut, și Scriptura mărturisește că toți ne-am născut în păcat, îl moștenim din pricina părinților noștri, Adam și Eva, toți oamenii ne-am născut în păcat. Prin urmare, toți oamenii avem o privire greșită, o înțelegere greșită asupra vieții. Noi ne naștem într-un mediu care este corupt. Copilașii aceștia care s-au născut, chiar dacă s-au născut din părinți creștini, se nasc într-un mediu care este corupt, care este stricat și care este setat și direcționat greșit, din pricina păcatului. Și Dumnezeu dorește ca noi la un moment dat să realizăm lucrul acesta și de pe direcția greșită pe care orice om, fiecare om pornește, să ne întoarcem pe direcția care ne poate face bine și care poate să ne ducă, să ne mântuiască sufletele, așa cum s-a spus, și să ne ducă în cerul lui Dumnezeu. Am citit acest pasaj care face referință la Domnul Iisus Hristos și dacă ați fost atenți, Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos știa, i-a sosit ceasul, dar știa și de ce a venit, știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, diferit de noi oamenii, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta cu un scop bine definit, cu un plan bine definit și știa bine de ce a venit pe acest pământ. Pentru El lucrurile erau clare. El n-a venit așa cum vin acești copilași sau noi cum am venit pe pământul acesta. El a venit fiind Dumnezeu, El era încă din veșnicie, s-a întrupat pentru că Tatăl a avut un plan, vrea ca pe noi să ne mântuiască, pe noi oamenii care ne-am născut în păcat, Tatăl vrea să ne mântuiască. Domnul Iisus Hristos a zis, vreau să fiu și eu, așa cum Tatăl a rânduit, să fac parte din acest plan de mântuire al oamenilor. S-a întrupat în Fecioara Maria și s-a născut ca om pe acest pământ, El Dumnezeu, s-a născut ca om pe acest pământ, dar El, pe pământul acesta, a fost total diferit de noi. El când a venit pe pământul acesta și încă de copilaș, El știa pentru ce a venit. Noi nu știm sau știm greșit. Planul Domnului Iisus Hristos, planul Tatălui la care Domnul Iisus Hristos a participat ca să ne mântuiască pe noi, era clar. Și Domnul Iisus Hristos, când a venit pe pământul acesta, a știut pentru ce vine. A știut care este scopul Lui pe acest pământ și planul Lui și din acest motiv și din această cauză a fost dus la capăt și noi ne putem bucura astăzi mărturisind că prin Iisus Hristos avem viață. Domnul Iisus a știut de ce a venit pe acest pământ. Tot în Ioan, capitolul 10 și versetul 10 spune, mai ales partea a doua a versetului, dar citesc tot versetul, tot el spunea, hai să citesc de la 7, ca să înțelegem mai bine contextul. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari,
Adică toți cei care au venit înainte de el să spună că ei pot să le ofere oamenilor mântuire sunt hoți și tâlhari. Dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt ușa și eu am venit cu un scop clar ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Domnul Iisus Hristos a știut de ce a venit și a împlinit planul Tatălui. Problema este însă a noastră, a oamenilor, care nu știm de ce am venit pe acest pământ. Nu știm care este motivul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat să trăim pe acest pământ. Domnul Iisus Hristos a știut, pentru că El a fost fără de păcat, era Dumnezeu care s-a întrupat prin Fecioara Maria. Dar noi nu știm. Din pricina păcatului în care ne-am născut, din pricina mediului corupt în care am intrat. Cum s-a născut un copil pe pământul acesta? A intrat într-un mediu corupt, putred. Asta îi așteaptă pe copilași aceștia. Un mediu stricat. Lumea aceasta este coruptă toată prin păcat. Și copiii încep să crească, acum facem abstracție de ceea ce spunea fratele Dan, dacă cresc într-o familie de creștini, lucrurile se așează pe făgaș, dar nici atunci nu e ușor, copilul acela trebuie ajutat să înțeleagă. Dar dacă nu este, n-are harul să trăiască într-o familie de creștini, copilul acela de cum se naște, începe să urmeze un model greșit. Și el nu știe pentru ce a venit pe pământul acesta. Nu știe de ce Dumnezeu, că toți copiii sunt un dar din partea lui Dumnezeu, nu știe de ce a venit pe pământul acesta. Adică știe greșit, este învățat greșit, primește informații greșite. Și ce crede el, copilul, crescând? După cum îl învață societatea aceasta coruptă, putredă de păcat în care vine, ce știe el? Pentru ce a venit copilul pe pământul acesta? Ce știe oamenii? Pentru ce au venit ei pe pământul acesta? Ca să trăiască pentru ei, ca să-și împlinească niște dorințe care pornesc din carne. Și până la urmă omul ajunge să fie rob, sclav al unor porniri instinctuale care pornesc din carne aceasta. Și omul zice, eu pentru aceea m-am născut, să-mi fie bine, să trăiesc bine pe pământul acesta, cât oi fi, cât oi trăi, dar să trăiesc bine. Aceasta este o înșelare a vrăjmașului în care intră toți oamenii pe pământul acesta. În vremea în care nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, așa am gândit și eu. Era vremea încă vechiului comunism, că acum este noul comunism, deci tot sub comunism ne aflăm și Germania și România, atunci era vechiul comunism și acum e altul. Și în vechiul comunism, știți că era lagărul acela, așa se zicea, cortina de fier, eram acolo închiși, Ceaușescu ne spunea că nu este Dumnezeu și numai El. Eram forțați să credem greșit și era greu, era sărăcie, omenește ca să trăiești, era greu, erau multe lipsuri atunci. Și eu spuneam, o viață are omul, o viață are omul, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu atunci, m-am născut și eu în lumea aceasta stricată și am urmat modelul ei. Și am zis, o viață are omul. Și dacă viața aceea și-o ratează, ce-i mai rămâne? Nu-i mai rămâne nimic. Și am zis, dacă o viață am, prin urmare eu vreau să-mi trăiesc viața. Și scopul vieții mele era să ajung în America, unde era libertate și unde era bunăstare și așa oamenii trăiau bine. Și asta mi-am dorit și la asta mă gândeam mereu, mereu. Trebuie să ajung acolo ca să mă pot împlini, împlini scopurile vieții mele, adică să trăiesc bine pe pământul acesta. Eram setat complet greșit. Complet greșit, dar eram ca și ceilalți, nu eram diferit de ceilalți. Toată lumea asta își dorea și toată lumea astăzi asta își dorește, să trăiască bine. Carnea aceasta să fie satisfăcută, o viață am, să-mi împlinesc dorințele care vin din carne. Când Dumnezeu mi-a dat harul să-L cunosc pe El, asta de la câțiva ani după ce a căzut Ceaușescu, toate acestea s-au dus, gândurile acestea s-au dus, dorințele acestea s-au dus. Când peste ani de zile am ajuns în America, nu mi-a mai dorit deloc să rămân acolo. Nu mai era nicio atracție în ceea ce am văzut acolo. Da, e altceva, e bunăstare,
Nu mai era nicio dorință pentru așa ceva, pentru că gândurile mele și dorințele mele și planurile mele acum erau altele. Omul înțelege greșit pentru ce Dumnezeu a îngăduit să vină pe pământul acesta și de aici pornesc toate nenorocirile noastre. Toate nenorocirile noastre. Biblia mărturisește clar, dacă o citim și dacă o citim cu atenție, de ce Dumnezeu ne îngăduie ca noi să ne naștem pe pământul acesta. Sau dacă vreți, ce așteaptă Dumnezeu de la un om care se naște pe pământul acesta? Ce își dorește Dumnezeu de la un om care se naște pe pământul acesta? Dacă suntem creația Lui și dacă venim pe lume pentru că Dumnezeu îngăduie să venim, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu noi. Care este acel plan? Când ajungem să știm și să înțelegem care este acel plan al lui Dumnezeu, abia atunci noi ne așezăm pe făgașul vieții adevărate pe care merită să o trăim pe pământul acesta. Până atunci trăim înșelați crezând că trăim, crezând că trăim și crezând că ne împlinim. În 1 Corinteni, capitolul 16, capitolul 6, versetele 19 și 20, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Pavel le vorbește unor oameni care la un moment dat au ajuns să înțeleagă și să-și vadă eșecul din viața lor, să vadă că au fost setați pe o direcție greșită, să vadă că trăind în păcat, de fapt ei nu își împlinesc viața lor, ci își distrug viața. Să vadă că finalul unei astfel de vieți este pedeapsa veșnică și iadul. Și oamenii aceștia, înțelegând, au crezut în Domnul Iisus Hristos și acum percepția lor trebuia să se schimbe. Dar și aici încă erau lupte. Pavel le scrie unor creștini și le scrie acestor creștini: și voi ar trebui să fiți mult mai atenți. Pentru ce? Dumnezeu v-a lăsat să ajungeți pe pământul acesta și pentru ce v-a dat mântuire. Și zice: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți, versetul 20, că voi ați fost cumpărați cu un preț? Și acum ce să faceți? Care e scopul lui Dumnezeu pentru un om? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Scopul pentru care un om vine pe pământul acesta, dacă înțelegem, este ca să-L proslăvească și să-L glorifice pe Dumnezeu în trupul Lui și în Duhul Lui. Dumnezeu să fie înălțat și glorificat prin acel om. Asta este scopul lui Dumnezeu pentru om. Cine nu înțelege lucrul acesta își ratează toată existența. Noi nu suntem chemați să trăim pentru noi. Noi suntem chemați să trăim pentru Dumnezeu. Noi suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu prin viața noastră. Și în epistola către Filipeni, Apostolul Pavel scrie tot așa, Filipeni, primul capitol și versetul 20. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pavel spune și în altă parte: eu nu mai trăiesc. Cine trăiește? Hristos trăiește în mine. Și de ce trăiește Hristos în mine? Pentru ca eu să trăiesc pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Și acum spune: mă aștept și nădăjduiesc cu tărie, adică nu mă îndoiesc de aceasta, că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Ce făcea Pavel? Trăia pentru Dumnezeu. Pavel nu mai trăia pentru el. Pavel și-a înțeles menirea în sfârșit. O vreme nici el n-a înțeles. Era un om religios, dar nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și la momentul când Iisus Hristos i s-a descoperit, Pavel a înțeles că nu mai trebuie să trăiască pentru el. Noi avem multe probleme. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu intră într-o grămadă de probleme.
crezând că așa își fac bine. Deci, dacă stai să te uiți, să vezi în ce probleme intră oamenii, te îngrozești de-a dreptul. Ei o fac însă, înșelați fiind de șoapta lui Satan, că dacă vei face așa, îți va fi bine. Înșală-ți soția și îți va fi bine. Fură și îți va fi bine. Minte și îți va fi bine. Fă cu tare lucru și îți va fi bine. Și tot ce fac oamenii, păcatele grozave, grosolane în care intră, intră crezând că le va fi bine. Și niciodată n-ajung la bine. Lucrurile acestea duc la altele mai adânci și mai adânci și mai adânci, lucruri despre care nici nu vreau să vorbesc. Așa de jos poate să ajungă un om care zice, vreau să trăiesc pentru mine, vreau să-mi împlinesc scopurile în viața mea. Și zic că nici nu vreau, dar tot vă spun ca să vedeți cât de jos poate să ajungă un om. Am citit o știre pe internet cu o mamă din Rusia și-a vândut fiica de 13 ani la primul care dădea cel mai mult, 20.000 sau 30.000 de euro. Cât de jos poate să ajungă un om? Cât de adânc poate să ajungă un om în adâncimile iadului aici pe pământ, în păcate grave? De ce? Ca să-mi fie mie bine. Eu să trăiesc bine. Pentru aceasta trăiesc pe pământul acesta. De aceea m-a lăsat Dumnezeu. Nu, nu, nu. Asta este șoapta lui Satan. Este șoapta vrășmașului. Și oamenii care cred intră în lucruri de neimaginat. Uneori nici nu mai pot să iasă de acolo. Crezând că de aceea i-a lăsat Dumnezeu să vină pe pământ, să le fie bine. Dumnezeu vrea să ne fie bine, dar nu în felul în care noi înțelegem. Nu după mintea noastră. Știți când începe unui om să-i fie cu adevărat bine? Când înțelege că trebuie să trăiască pentru Dumnezeu și să nu mai trăiască pentru El. Pare un paradox. În mintea omului care crește greșit, învățat greșit pe pământul acesta, n-are... Logica asta n-are sens, nu prinde. Când îi chem pe oameni să vină la pocăință, n-ați auzit, eu am auzit de multe ori, vino și împacă-te cu Dumnezeu, vino și renunță la lumea aceasta. Și unii zic, în nebunia gândirii lor, zic, eu aș veni, cred că e bună calea aceasta a pocăinței, dar nu pot să renunț la unele lucruri. Și când stai să spună la ce nu poate să renunțe, pur și simplu te blochezi. Să nu mai trag eu din țigară, se gândește omul, m-aș duce, dar îmi fac rău că nu mai pot să trag din țigară. Sau să nu mai pot eu să mă duc la o petrecere și să mai dansez. Păi dansul e pentru mine, îmi zicea o femeie, dansul pentru mine e totul. Și să nu pot eu să fac lucrul acesta. Deci oamenii înțeleg greșit ce înseamnă viața. Înțeleg greșit ce înseamnă viața. Am fost recent cu soția, când fiica noastră s-a căsătorit, o rudă de-a noastră pe care n-am chemat-o la nuntă, ne-a sunat cum cu o săptămână înainte de nuntă, foarte supărat un verișor de-al meu, să-mi spună, am auzit că se căsătorește fiica ta. Da. Păi nu m-ai chemat la nuntă. Și supărat, foc, nu m-ai chemat la nuntă. De ce nu m-ai chemat la nuntă? Nu l-am chemat la nuntă pentru că era o nuntă de pocăiță, cum știți toți. La pocăiți nu se bea, nu se fumează, nu se dansează, nu se... La pocăiți e altceva. Și nu l-am chemat, că m-am gândit că nu o să se simtă bine între pocăiți, că el nu-i. Și zic, dar știi că noi... Da, știu, dar de ce nu m-ai chemat? Bun. Am dres cumva busuiocul, hai la nuntă. A venit la nuntă și după o vreme s-a măritat fiica lui. Și acum vine, se prezintă acasă, Dane, se mărită cu tare. Uite, să vii la nuntă. A fost scandal înainte că nu l-am chemat, îmi zic soție, dacă nu ne ducem, acum este un scandal și mai mare. Hai să ne ducem, că ne va păzi Dumnezeu și ne va ocroti. Și ne-am dus. Vreau să vă spun că ne opăream acolo amândoi, și eu și soția. Din cam 3 ore cât am stat, vreo 2 ore jumate am stat afară. Am zis, Doamne, îți mulțumesc că e vreme bună, ne putem plimba. Am ieșit, ne-am dus. Când era să aduceam un fel de mâncare, veneam, mâncam repede, ieșeam înapoi afară, că nu puteam să stai acolo. Dar nu puteam eu să stau acolo și cu soția mea. Ni se ofileau sufletele acolo. Dar ceilalți știți că nu li se ofileau sufletele deloc. Se simțeau foarte bine. De ce? De ce? Ce a făcut diferența asta? Altă concepție despre traiul nostru și rostul nostru pe acest pământ. O altă concepție, care Dumnezeu
în mintea noastră a pus-o, că o vreme și noi am fost așa. Și noi am crezut că asta e, să te distrezi, să mănânci, să bei. Și noi am crezut așa. Dar eram înșelați atunci. La un moment dat Dumnezeu a venit și a făcut schimbarea asta în mintea noastră. Și am înțeles că nu pentru aceasta ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Și că Dumnezeu are așteptări de la noi și vrea acum să vadă dacă noi am înțeles cu adevărat rostul nostru pe acest pământ. Un om nu se poate împlini cu adevărat pe pământul acesta până când nu înțelege că este chemat de Dumnezeu sau este rânduit de Dumnezeu să trăiască pe acest pământ pentru Dumnezeu. Din nefericire, cei din lume nu înțeleg, dar din nefericire nu înțeleg mulți din biserică. Noi înțelegem greșit chemarea la mântuire, dar Dumnezeu ne-a chemat ca să ne mântuiască. Dumnezeu ne-a chemat să ne scape de focul veșnic. Dar nu-i doar atât. Și din nefericire, mulți care sunt în biserici, cred că e doar atât. Și încearcă să trăiască tot într-un mod în care cumva să nu-L supere tare pe Dumnezeu, dar să trăiască tot pentru ei. Fraților, surorilor, n-am înțeles dacă așa trăim. Singurul motiv pentru care merită să trăim pe pământul acesta este să trăim pentru Dumnezeu. Pentru ca prin viața noastră, așa cum spunea Apostolul Pavel, Dumnezeu să fie proslăvit, Dumnezeu să fie glorificat, Dumnezeu să fie înălțat. Îți trăiești viața așa? Ai înțeles că asta vrea Dumnezeu de la tine? Pavel așa a spus, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie, că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Deci, a fi dat de rușine însemna pentru Pavel să trăiască din nou în felul în care a trăit înainte, adică pentru el. Dar nu, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pentru ce trăiești tu pe acest pământ? Care este scopul vieții tale pe acest pământ? Noi am scăpat de toate problemele noastre, dacă am înțelege de ce suntem lăsați de Dumnezeu pe pământul acesta. De toate problemele. Noi venim din când în când și spunem, în biserică, frate, veniți la frații slujitori, am o problemă de un fel, am o problemă de altfel, să-mi rezolv o problemă și se rezolvă și mâine apare alta. Și tot timpul avem probleme, știți de ce? Pentru că nu înțelegem de ce Dumnezeu ne-a lăsat să trăim pe pământul acesta. Când în mintea noastră este dorința aceasta și preocuparea aceasta să trăim pentru El și nimic altceva, scăpăm de toate problemele. Credeți-mă, scăpăm de toate problemele. Nu în sensul că nu mai sunt, ci în sensul că nu ne mai afectează. Că Pavel avea o grămadă de probleme, de lupte, dar nu-l mai afecta cu nimic. El zicea, fie prin viața mea, chiar dacă voi muri, eu îl voi proslăvi pe Dumnezeu. Eu îl voi proslăvi pe Dumnezeu. De ce omul nu vrea să intre în această stare de har și să-și trăiască viața pentru Dumnezeu? De ce? Pentru că îi se pare, așa cum am spus, că va fi greu și că va suferi. Va suferi. Și noi ne ferim de suferință, neînțelegând încă harul și dragostea lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 4 și 5, spunea Pavel, în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt. Și continuă el, în toate lucrurile arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu, în încercări, în greutăți, în lupte. Noi arătăm că suntem niște slujitori al lui Dumnezeu și noi asta nu vrem și noi asta evităm. Noi nu vrem să suferim pentru Hristos. Noi nu vrem să suferim pentru Dumnezeu. Noi vrem să ne fie în continuare bine. Și de aceea ne dăm înapoi. De aceea nu vrem, dar să nu mai beau, dar să nu mai fumez, dar să fiu creștin și chiar să sufăr? Să sufăr eu pentru Hristos? Dar de ce să sufăr? Și în momentul în care refuz să sufăr pentru Hristos, înseamnă că nu înțeleg de ce a venit Hristos pe pământul acesta. El a venit ca prin suferință să mă mântuiască.
Și el zice, vino și trăiește pentru mine. Da, dar o să sufăr, nu-i nimic. Ăsta este singurul motiv pentru care merită să treci pe pământul acesta. Acceptă suferința, acceptă batjocura. Da, vei fi batjocorit pentru numele meu, se vor ridica împotriva ta, dar ăsta e singurul motiv pentru care trebuie să trăiești, pentru mine. Trăind așa, tu mă cinstești pe mine. Trăind așa, tu mă onorezi pe mine. Ați auzit de oameni care se întorc la credință și se naște în familia lor, ori soț, ori soție, o împotrivire puternică. Și unii dau înapoi, știți de ce? Pentru că nu vor să sufere pentru Hristos. Și n-au înțeles că la aceasta sunt chemați, să sufere. Și ei zic, dar dacă eu vreau să-L urmez pe Dumnezeu, de ce nu face Dumnezeu să-mi fie drumul ușor, să-mi fie drumul lin? De ce nu face Dumnezeu să fie așa? Pentru că nu asta e calea lui Dumnezeu. Nu asta e calea lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu trece prin suferință. Mântuirea trece și prin suferința noastră, prin hotărârea noastră de a-L urma pe Dumnezeu și de a ne dărui cu totul lui Dumnezeu. În 2 Timotei, tot Pavel îi scrie lui Timotei, capitolul 2 și versetul 3. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Dacă vrea să placă lui Dumnezeu, niciun om nu se încurcă cu treburile vieții. Nu mai trăiește pentru el, trăiește pentru Dumnezeu. Problema creștinismului, problema creștinilor care își târăsc viața pe pământul acesta și care nu se bucură în plinătatea lor, știți care este? Știți care este? Încă mai vor să trăiască pentru ei. Și nu s-au abandonat cu totul în mâna lui Dumnezeu. Nu și-au pus viața la picioarele lui Dumnezeu. N-au înțeles că trebuie să trăiască pentru Dumnezeu. Este un egoism în chemările multor oameni la pocăință. Da, vreau să scap de iad. Da, vreau să mă duc în cer. Da, vreau să-mi fie bine pe pământul acesta și nu vreau să sufăr. Oameni buni, frați și surori, nu asta e calea lui Dumnezeu. Nu asta e calea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne testează și ne întreabă prin încercare, chiar vrei să trăiești pentru mine? Chiar ești hotărât să trăiești pentru mine? Chiar vrei să mă urmezi? Chiar înțelegi tu cine sunt eu și ce-ți ofer eu? Oamenii nu înțeleg pentru că sunt prinși în lucrurile acestea materiale și nu înțeleg de ce Dumnezeu le cere aceasta. De ce Dumnezeu le cere să se dăruie cu totul? Nu înțeleg că prinși în lucrurile acestea materiale. Trebuie să scăpăm odată de gândirea asta stricată a lumii în care ne-am născut și de mediul acesta care ne influențează și să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să aibă influența asupra noastră și să înțelegem de ce suntem pe pământul acesta. Nu suntem ca să avem o familie, nu de aceea ne-a lăsat Dumnezeu. Nu ne-a lăsat Dumnezeu ca să avem sănătate. Nu ne-a lăsat Dumnezeu ca să putem câștiga bani și să ne facem o casă. Nu de aceea ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ. Singurul motiv pentru care ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ este să trăim pentru slava și gloria Lui. Și apoi, dacă vrea, pe celelalte ni le dă pe deasupra. Și familie, și sănătate, și o casă, și toate celelalte. Dar nu ăstea sunt motivele pentru care noi trebuie să trăim. Dacă rămânem cu gândirea aceasta veche, mereu ne vom încurca și s-ar putea să ne încurcăm definitiv și să n-ajungem acolo în locul promis de Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim pentru Dumnezeu. Și când vom trăi pentru Dumnezeu, va fi împotrivire. Va fi împotrivire, cu siguranță va fi împotrivire. Și de ce este împotrivire? De ce dacă noi vrem să trăim pentru Dumnezeu, de ce Dumnezeu nu face să nu fie nicio problemă? De ce Dumnezeu nu ne ferește să nu avem niciun necaz? De ce? De ce? În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 19, spune Ioan, știm că suntem din Dumnezeu, le vorbește creștinilor, și că toată lumea zace în cel rău. Toată lumea zace în cel rău. Noi suntem din Dumnezeu, am înțeles pentru ce Dumnezeu ne-a lăsat să trăim pe pământul acesta, și toată lumea, toți ceilalți, ce fac? Zac, ăsta e un cuvânt greu, zac în cel rău, adică sunt sub conducerea cui? Sub stăpânirea cui? A satanei, a Dumnezeului acestui veac. Te-ai gândit vreodată că atâta timp cât rămâi în gândirea aceea lumească, firească și când trăiești pentru tine, ca să-ți împlinești scopurile tale, ești, zaci în cel rău, ești sub stăpânirea lui Satan? Te-ai gândit vreodată?
El este stăpânul veacului acesteia. Și toți cei care au gândirea lui zac acolo, sub stăpânirea lui Satan. Și acum zice Ioan, noi nu mai suntem, noi suntem acum din Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a schimbat gândirea. Și ce s-a întâmplat atunci? Pentru că trăim într-o lume în care Satan este stăpân, se naște un conflict. Se naște un conflict. Sunt două împărății, împărăția lui Satan și acum se nasc câțiva în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă toată lumea zace în cel rău, ce face? Ce face lumea care zace în cel rău? Se ridică împotriva celor care s-au născut din Dumnezeu și îi urăște. Îi urăște. Vrea să le facă rău. În vremea comunismului i-au aruncat în închisoare. Și vor continua să facă lucrul acesta. Pentru că lumea zace în cel rău. Când un om se întoarce la Dumnezeu, trebuie să se nască conflict. Trebuie să apară încercări, de un fel sau altul. Altfel nu e o dovadă că ne-am născut din Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă nimic, înseamnă că ceva scârție acolo. Toată lumea zace în cel rău și se ridică împotriva oamenilor care și-au înțeles scopul și planul pe acest pământ. Și Dumnezeu le lasă să fie așa. Dumnezeu care e suveran ar putea să facă altfel, dar le lasă să fie așa. De ce? Pentru că în felul acesta ne transformă tot mai mult după chipul și asemănarea Lui. Suferința, batjocura, când o acceptăm din partea lumii, acestea lucrează în noi chipul lui Hristos. Și începem să semănăm mai mult cu Dumnezeu. Dacă n-ar fi această împotrivire, dacă n-ar fi această batjocură, ar fi mai greu de făcut deosebirea. Dar așa Dumnezeu ne schimbă, ne transformă din zi în zi pe fiecare dintre noi. Problema este că din pricina aceasta mulți oameni nu vor, pentru că nu vor să sufere pentru Dumnezeu. În tot Ioan, dar de data aceasta în Evanghelia lui, la capitolul 15, consemnează la versetul 19 cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. De aceea vă urăște lumea. Dacă ați fi din lume, lumea v-ar iubi. Dacă ați rămâne în gândirea aceea a lumii, că trăiți numai pentru voi, lumea v-ar iubi. Dar când hotărâți să trăiți pentru mine, când înțelegeți că nu voi sunteți importanți, ci eu sunt important, lumea o să vă urască. Dar Dumnezeu zice, eu vă chem să alegeți între aceasta, ura lumii și dragostea mea. Rămâneți în aprecierea lumii și vă pierdeți veșnicia. Rămâneți cu lumea și cu sistemul ei de gândire și nu veți avea parte cu mine. Sau dacă vreți să vă schimbați gândirea, dacă vreți să credeți în mine și vreți să ajungeți în cerul meu, acceptați oprobiul lumii, acceptați suferința din partea lumii. Și Dumnezeu zice, alegeți, că s-a vorbit la început. Alegeți, ce vreți? Vreți să rămâneți în gândirea aceea în care v-ați nenorocit? Eu am gândit ca și mulți dintre voi, sau poate ca și toți dintre voi, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Gândeam că voi fi împlinit și fericit, împlinindu-mi niște scopuri pământești. Și eram tot nefericit și tot nefericit. Nu știam atunci de ce, am înțeles mai târziu, pentru că nu trăiam planul și scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Mai târziu Dumnezeu mi-a arătat. Dumnezeu m-a luminat. Și înțelegând, am zis, Doamne, vreau să trăiesc pentru Tine. Știți însă că este o luptă? Și lupta aceasta o ducem în fiecare zi? Lupta aceasta cu carnea și cu pornirile ei, când carnea zice, dar vreau să trăiești un pic și pentru mine, trăiești tu pentru Dumnezeu, dar vreau să trăiești și pentru mine. Și lupta aceasta o ducem în fiecare zi? O ducem în fiecare zi. Adevărata bucurie și adevărata plinătate este când ne-am abandonat total în mâna lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, numai pentru Tine vreau să trăiesc. Să se întâmple ce s-o întâmpla, să fie ce o fi, să vină orice nenorocire, eu vreau să trăiesc pentru Tine. Când am ajuns să gândim așa, atunci și numai atunci ne-am împlinit scopul și menirea pe acest pământ. Atunci nimeni nu ne mai poate face rău, atunci nimeni nu ne mai poate întrista, pentru că noi știm pentru ce suntem pe pământul acesta. În Matei, capitolul 11, Domnul Iisus Hristos are un cuvânt la care aș vrea să medităm
Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29. Și aș vrea și mă rog ca mulți din această seară să audă cuvintele acestea Domnului Iisus Hristos, nu că le spun eu, Duhul Sfânt să le facă vii în inima voastră. Zicea Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Și versetul 29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Cine sunt acești trudiți și împovărați? Cine sunt oamenii trudiți și împovărați? Știți cine sunt? Cei ce trăiesc pentru ei. Nu este chin mai mare pe pământul acesta decât ca un om să-și ia propria viață în mâinile lui și să o trăiască pentru el. Oamenii nu-și dau seama că intră de bună voie într-un chin la care se supun ei pe ei în fiecare zi și se condamnă ei la acest chin. Să-ți iei viața din mâinile lui Dumnezeu și să o treci pentru tine. Dumnezeu a creat Edenul, l-a creat pe Adam și pe Eva și i-a pus acolo. Și a spus, ascultați de mine, Adam și Eva, șarpele a venit la Eva și apoi la Adam, știți ce au făcut? Și-au luat viața din mâinile lui Dumnezeu în propriile lor mâini. Neascultând de Dumnezeu, au zis, vrem să trăim cum vrem noi. Vrem să trăim cum vrem noi. Și ce a urmat după aceea? Ce a urmat după aceea? Chin și suferință. Chin și suferință. Adam și Eva au intrat în chin și în suferință când și-au luat viața din mâinile lui Dumnezeu și au trăit-o pentru ei și cum au vrut ei. Și tot pământul de atunci este afectat de aceasta. Noi când facem lucrul acesta, noi nu știm că ne supunem la chin, la suferință, când noi vrem să ne trăim viața așa cum vrem noi, cum am fost învățați că ar fi bine și ne-ar fi de folos. Chin și suferință și durere. Și la aceștia Iisus Hristos le spune, voi care vreți să trăiți cum vreți voi, voi care vreți să vă împliniți după gândurile voastre, după ideile voastre, voi care v-ați făcut viața praf, v-ați făcut viața ruină, trăind în păcat, crezând că păcatul vă va satisface, umblând după bani, crezând că banii vă vor fi îndeajuns și vă vor asigura fericirea, voi ăștia care vă trudiți în fiecare zi, voi ăștia trudiți, împovărați, pentru că așa sunt oamenii care își iau viața în propriile lor mâini, trudiți și împovărați. Credeți că sunt fericiți? Nu sunt fericiți. Când n-au bani vor să ajungă la ei, când ajung la ei le frică să nu-i piardă. Și tot felul de frici și de poveri vin când oamenii hotărăsc să-și trăiască viața după cum crede ei că-i bine. Și la aceștia le spune Hristos, la aceștia le spune, oamenilor care vor să trăiască după mintea lor și după mersul lumii acesteia. N-ați văzut că v-ați trudit și v-ați împovărat? N-ați văzut că viața voastră nu merge pe o direcție bună? Nu vedeți că nu sunteți fericiți? Nu vedeți că nu sunteți fericiți? O căutați și ca Fata Morgana, parcă o vezi și dispare, parcă o vezi și dispare. La aceștia Hristos le spune, veniți la mine voi, trudiții și împovărații care ați crezut că vă puteți conduce viața după principiile voastre sau ale lumii acesteia. V-ați trudit, v-ați împovărat. Veniți la mine. Veniți la mine. Și eu vă voi da odihnă. Dar cum vă voi da odihnă? Gândiți-vă numai la paradoxul din cuvintele acestea sau din starea aceasta. Oamenii cred că atunci când fac ce vor ei, cum vor ei, vor fi fericiți. Și ajung în extrema cealaltă în care sunt nenorociți. Și acum Hristos zice, voi ăștia veniți la mine, nu mai trăiți cum vreți voi. Nu mai trăiți cum vreți voi. Vă limitez eu, într-un fel. Zice, luați jugul meu asupra voastră. Nu mai trăiți cum vreți voi. Trăiți cum vă spun eu, intrați în jugul meu, trăiți pentru mine din momentul acesta. Și ce se va întâmpla în final? Ce se va întâmpla? Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În ceea ce oamenilor li se pare o limitare a vieții lor,
Li se pare că Dumnezeu îi cheamă să renunțe la fericire. Li se cheamă că Dumnezeu îi îngustează, îi încorsetează undeva. Bă, pocăiți ăștia, sunt înguști, ne vor să ne fure viața, să ne fure bucuria. În limitările acestea pe care Dumnezeu le pune, când? Limitări în sensul că să trăim acum pentru El și în ascultare de El, zice Hristos, numai așa veți găsi odihnă, numai așa veți găsi pace pentru sufletele voastre, altfel nu o găsiți. Numai în jugul meu, în limitările pe care o le pun slujind alături de mine, când ești în jug lângă Hristos, nu mai poți zburda pe arătură să mergi încoace și să mergi încolo, rămâi lângă Hristos. La început jugul e mai greu, unii dintre voi poate ați crescut la țară și mai știți, eu știu cum era cu jugul și ce însemna să pui două vite sau doi boi la jug. Dacă era unul mai tânăr, și de obicei așa îl învățau pe unul mai tânăr, puneau unul mai bătrân, experimentat, puternic și lângă el prindeau unul mai tânăr. Ăsta mai tânăr vrea să meargă în dreapta, vrea să meargă în stânga, dar cel bătrân stătea ferm pe brazdă și nu lăsa pe ăla tânăr. Și după o vreme se învăța și ăla tânăr și începea să meargă în rind cu celălalt și să facă lucrare bună. Luați jugul meu! Da, poate că vi se va părea la un moment dat greu. Da, poate veți zice, pocăința asta nu e ușoară, dar vă veți deprinde rămânând alături de mine și veți găsi după aceea bucurie în viața aceasta de credință. Veți găsi satisfacții de negăsit până acolo. Vă veți împlini cu adevărat alături de mine. Numai acolo vă veți împlini, numai acolo vă veți bucura, numai acolo vă veți descoperi adevăratul sens al vieții, alături de mine, în jug alături de mine. Veți descoperi rămânând lângă mine pentru ce v-am creat și cum puteți fi fericiți. Acolo veți descoperi, acolo veți descoperi. Voi toți cei trudiți și împovărați, vă spun cu dragoste că am fost unul dintre trudiți și împovărați. Cei care încă nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, sunteți acolo. Voi sunteți trudiți și împovărați și nu veți ieși de acolo. Oricâți bani veți câștiga, orice lucruri veți avea, nu veți ieși de acolo. Niciodată e un cerc vicios în care oamenii intră și nu se mai termină. Abia când ieși din cercul acela, când te rup din el, te arunci în brațele lui Hristos și zici, Doamne, cu tine, până la capăt, orice ar fi, abia atunci Dumnezeu revarsă peste acei oameni har, binecuvântare, pace, zice Hristos, vă dau ce vă dau, pacea mea, pe care nu o găsiți altfel, nu o puteți găsi altfel, pacea nu o găsiți numai la mine. Lumea aceasta vorbește despre pace, Scriptura zice, când vor zice pace, pace și vor vorbi mult despre pace, atunci va veni sfârșitul. Este o pace pe care oamenii vor să o obțină, știți cum? Trăind după mintea lor, trăind după mersul lumii acesteia. Dar aceea nu-i pace și nu va fi niciodată să-i satisfacă pe oameni. Vor alerga după ea și nu vor găsi. Adevărata pace o dă Hristos. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. E altceva, e diferit. Când? Când hotărăști să trăiești pentru Dumnezeu. Când hotărăști să spui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Dumnezeu nu doar ne mântuiește prin Hristos. Ne mântuiește prin Hristos, slăvit să fie numele Lui, dar Dumnezeu, după ce ne mântuiește prin Hristos, ne cheamă să trăim pentru Hristos și lucrul ăsta nu-l înțeleg mulți. Ne cheamă să trăim pentru Hristos. De ce? De ce? Că Dumnezeu ne vrea binele. Dumnezeu vrea să ne bucurăm. Dumnezeu vrea să ne împlinim, dar nu-i decât un singur fel în care ne putem împlini, ascultând de El și trăind pentru El, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Dacă veți întreba oameni care au bucurie în viața lor, creștini autentici, veți vedea că asta fac. Veți vedea că aici au ajuns și au înțeles chemarea și menirea la care Dumnezeu i-a lăsat pe pământul acesta, să trăiască pentru Dumnezeu. Știți unde este o luptă și între creștini? Și de ce nu au împlinire și nu au satisfacție? Nu se bucură în această viață în care au intrat cu Hristos? Pentru că ei încă se mai luptă să mai schimbe câte un lucru pe aici, pe acolo. Păi lucrul ăla nu-i bine în viața mea, o, Doamne, ajută-mă să schimb cu tare. Sau lucrul ăla nu-i bine, o, Doamne, ajută-mă să schimb cu tare. Nu-i greșit să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să mă schimb. Dar înseamnă că tot n-am înțeles și înseamnă că tot nu ne-am dăruit. Noi trebuie să ne schimbăm gândirea. Dumnezeu nu vrea doar să mai schimbăm câte un lucru în viața noastră.
Dumnezeu vrea să ne schimbăm gândirea în sensul că noi să hotărâm să trăim în totalitate pentru Dumnezeu. Asta e viața din belșug. Din inimile lor vor curge râuri de apă vie, spunea Domnul Iisus Hristos, când va veni Duhul Sfânt. Dar ce va face Duhul Sfânt? Ce va face Duhul Sfânt? Îi va pune pe oamenii aceștia deoparte pentru Dumnezeu. O făcut Duhul Sfânt lucrarea asta în viața ta? Tot vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, că într-un fel, că altul, sunt multe păreri despre aceasta. Dacă nu face Duhul Sfânt lucrarea aceasta, să te pună deoparte pentru Dumnezeu, să-ți lipească inima de Hristos, cum zicea fratele Cristi, ca un magnet puternic, să-ți lipească inima în totalitate de Dumnezeu și să trăiești pentru Dumnezeu, înseamnă că lucrurile nu sunt în regulă. Asta trebuie să facă Duhul Sfânt în noi. Atunci curg râurile de apă vie, atunci ne bucurăm în Dumnezeu, atunci strigăm și îl glorificăm pe Dumnezeu, că e greu, că e ușor, pentru că am înțeles care este scopul nostru pe acest pământ. Scopul nostru pe acest pământ. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, să citim și acest verset. 1 Petru 2, cu 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Iată la ce ne cheamă Dumnezeu! Iată la ce ne cheamă Dumnezeu! Iată de ce ne-a mântuit Dumnezeu! Și-a câștigat un popor ca să fie al Lui, ca să trăiască pentru El, ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Asta vrea Dumnezeu. Și acum oamenii o să zică, dacă când ajungem aici, Dumnezeu ne îngustează, ne limitează. Nu. Abia atunci suntem liberi. Abia atunci ne bucurăm. Abia atunci tresăltăm de bucurie. Abia atunci îl glorificăm și îl proslăvim pe Dumnezeu. Pentru ce trăiești pe pământul acesta? Pentru ce trăiești? Care sunt dorințele din viața ta? Ce vrei? Ce vrei? Ce ai înțeles până acum că merită în viață? Este gândirea aceasta a lumii? Trăiești tot pentru tine? Sau te gândești, și aș vrea ca din această seară să gândim în felul acesta, Dumnezeu ne-a lăsat ca să trăim pentru El. Dumnezeu ne-a lăsat ca să-L glorificăm pe El. Și de dimineața și până seara mă gândesc cum pot eu să-L glorific pe Dumnezeu. Cum pot eu să-L glorific pe Dumnezeu? Nu cum Dumnezeu să-mi facă mie bine, că noi așa facem. Ne rugăm Lui, Doamne, dăm bani, Doamne, dăm sănătate. Nu, lasă-le, lasă-le. Schimbă-ți gândirea, schimbă-ți rugăciunile. Nu te mai ruga așa. Știu că e greu, dar acolo trebuie să ajungem. Când mă pun pe genunchi, Doamne, dăm, Doamne, nu, Doamne, cum vrei să trăiesc astăzi ca să te glorific pe Tine? Doamne, ce aștepți Tu de la mine astăzi ca să te înalți pe Tine? Arată-mi, Doamne, mă voi duce la muncă, mă voi întâlni cu oameni, arată-mi cum să trăiesc pentru Tine. Tu de aceea m-ai lăsat pe pământul acesta, să te glorific pe Tine, arată-mi cum să fac asta, învață-mă asta și să mă rog constant pentru lucrul acesta, constant să mă rog pentru lucrul acesta. Gândiți-vă cât de mult am fi noi schimbați. Gândiți-vă cât de schimbate ar fi, vorbea fratele Dan, familiile noastre. Dacă părinții, dacă copiii, asta ar avea, Doamne, cum să trăiesc pentru Tine. Cât de diferite ar fi adunările, bisericile, când oamenii asta și-ar dori. Doamne, cum să trăiesc pentru Tine. Nu vedeți câte probleme apar între noi în comunitățile noastre? De ce? De ce? Pentru că nu ne fac ceilalți cum am vrea noi să ne facă. Nu se poartă cu noi cum ne-am aștepta noi, măriile noastre, să se poarte. Pentru că tot pe noi suntem centrați. Noi zicem că suntem creștini, dar vai de mine, nu se poartă ceilalți cu mine așa cum aș vrea eu. Și din pricina asta cât rău se face. Dar dacă nu ne-ar mai interesa lucrul acesta, dacă ne-ar interesa ca în toate relațiile noastre, în tot ceea ce facem, în tot ceea ce spunem, Hristos să fie glorificat, s-ar schimba tot contextul. Toate lucrurile s-ar schimba. Dacă n-ar fi serviciu, dacă n-ar fi, eu știu, lucruri materiale, dar n-ar fi asta o problemă.
Și am spune lui Dumnezeu în nevoile noastre, Doamne, mai ai îngăduit să ajung într-o lipsă, într-o nevoie. Cum să te glorific în nevoia asta? Cum să te cinstesc pe tine nevoia asta? Care e atitudinea care te poate înălța pe tine acum când eu sunt în mari lipsuri? Doamne, cum te pot înălța în lipsurile mele? O, cum s-ar schimba toată perspectiva. Sau dacă Dumnezeu ne-ar da acum, dacă ne-ar da și ar veni o povară că am avea prea mult și noi să zicem, Doamne, acum Tu mi-ai dat, cum te pot onora în belșugul ăsta de binecuvântare? Când Tu îmi dai, Doamne, cum te pot onora pe Tine? Cum pot eu face ca tot belșugul acesta să se întoarcă pentru slava și gloria numelui Tău și Tu să fii onorat? Doamne, dacă soția mea se poartă urât cu mine că vreau să mă duc la pocăință și ea nu-i de acord, cum te pot eu onora în această încercare? Dacă ne-am gândit la lucrul acesta, cum îl pot onora pe Dumnezeu? Și să-mi doresc să aduc bucurie inimii de Tata lui Dumnezeu, care a găsit pentru mine calea mântuirii și prin Hristos mi-a dat mântuire. Toată perspectiva asupra vieții s-ar schimba. Starea noastră s-ar schimba. Am fi cu adevărat umpluți cu un duh de bucurie, un duh de laudă și de glorificare a lui Dumnezeu, pentru că ne-am deprins să trăim așa. Vedeți, Scriptura vorbește despre o deprindere. Ne-am obișnuit să nu mai trăim pentru noi, ci să trăim pentru Dumnezeu. Vă îndemn pe toți cei care încă trăiți pentru voi, căutați fața lui Dumnezeu. Căutați să trăiți pentru Dumnezeu. Nu vă mai lăsați târâți în mociri la lumea acestea, în valul lumii acestea. Este un val al lumii, este un val care îi duce pe oameni în direcția asta și îi înșală pe toți. Este un val, spune Pavel în scrisoarea lui către Efeseni, nu știu dacă mai găsesc versetul, în orice caz Pavel vorbește despre un domn al lumii acestea, un stăpânitor al lumii acestea, care îi duce pe oameni în acest val. Domnul și stăpânitorul lumii acestea, întoarceți-vă cu fața către Hristos, căutați fața Lui, rugați-L să vă ajute să înțelegeți pentru ce v-a lăsat pe pământul acesta, pentru ce v-a dat viață, pentru ce v-a dat sănătate. Rugați-vă să vă ajute să înțelegeți care e scopul vostru pe acest pământ și dacă veți înțelege de ce Dumnezeu v-a lăsat pe pământul acesta, viețile voastre se vor schimba. Trebuie să ajungem să trăim pentru Dumnezeu și să nu trăim pentru noi. Voi toți care v-ați trudit și v-ați împovărat, trăind pentru voi, intrați în jugul lui Hristos, credeți în Hristos, mergeți alături de Hristos și abia atunci viața voastră se va împlini. Nu numai aici pe pământ, ci veți avea bucuria de a fi cu El și în ceruri. Iar toți ceilalți care încă n-am înțeles și suntem în biserică, frați și surori, e o mare catastrofă să fim în biserică și să continuăm să trăim tot pentru noi și după gândirea cărnii. Asta e o mare catastrofă. Știți de ce lucrurile nu merg prin biserici? Pentru că oamenii astăzi sunt influențați de acest mers al lumii, de acest duh al lumii, de acest stăpânitor, domn al lumii acesteia, chiar în biserici fiind, și nu vor să trăiască pentru Hristos. Da, va fi greu, dar este singura cale. Este singura cale și este singura viață care merită trăită. M-am gândit acum în ultima seară ce să vă spun. Eu știu, ne vom mai vedea, nu ne vom mai vedea, aproape 4 ani nu ne-am văzut. Ce să vă spun? Cu ce să vă las? Să știu și să mă duc liniștit de aici și să n-am nicio remușcare că nu v-am spus cel mai important lucru pe care ar fi trebuit să vi-l spun. Pentru că știu că voi da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și am înțeles că asta trebuie să vă spun. Asta trebuie să vă spun. Să hotărâți fiecare dintre voi, din momentul acesta, să trăiți pentru Dumnezeu. Să trăiți pentru Dumnezeu. Dăruiți în totalitate lui Dumnezeu. Cei care încă nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, să intrați în acest legământ cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, iar ceilalți care am făcut acest legământ și care încă am trăit după gândirea cărnii într-o anumită măsură, poate nu în totalitate, dar într-o anumită măsură,
să hotărâm să trăim pentru Dumnezeu, să se glorifice Dumnezeu prin noi. Spunem că avem o viață scurtă. Da, e o viață scurtă. E o viață scurtă. Și viața se duce așa de ușor. Și știți ce rămâne la final? Știți ce rămâne la final? Cât am trăit pentru Dumnezeu. Vă spun asta și mă opresc. Că am vorbit serile trecute despre faptul că am trecut printr-o mare suferință trupească. Și într-o noapte am avut un atac din partea celui rău. Am știut că e un atac din partea celui rău îngăduit de Dumnezeu. Pe la ora 11 jumătate noaptea, nu, 12 jumătate, am simțit o durere în trupul meu, în spatele meu, că nu m-am simțit niciodată. Simțeam că mă rup, mă desfac, o durere puternică. Nu mai puteam să respir. Și gândul meu a fost că fac un infarct, dar nu era. Mă gândeam ce să fac, să o trezesc pe soția, era într-o altă cameră. Zic, dacă o trezesc, cheamă ambulanța și mă duce la spital. Și nu vreau să mă duc la spital. N-am vrut să mă duc la spital, nu știam de ce. Și n-am trezit-o. Și starea aceasta a continuat. Simțeam că mor, că mă sfârșesc. A fost o luptă de la 12 jumătate până la 4 dimineața. Abia la 4 dimineața au început să mă simt mai bine și... Dar în lupta aceasta, la un moment dat am ajuns, chiar am crezut că mor. Simțeam că mă sfârșesc și că trec din lumea aceasta în lumea cealaltă. Simțeam asta fizic. Am zis, Doamne, mor, te rog să ai grijă de soția mea, dimineață când o să mă găsească mort, să nu facă și ea un infarct, ai grijă de ea, păzește-o. Și m-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și am zis, mă duc, trec dincolo. Și în momentul acela mi-a venit un gând. Deci în timp ce mă încredințam în mâna lui Dumnezeu și am zis, mă duc dincolo, păzește-mi în familia, mi-a venit un gând. Și am spus lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă mai îmi dai viață, dar nu îi ceream, ziceam, dacă va mai fi să fie, dar nu îi ceream, dacă mai îmi dai viață, vreau să trăiesc pentru tine altfel decât am trăit până acum. Vreau să mă dăruiesc ție cu totul. De aceea vă spun, când veți trece dincolo, când veți păși peste hotarul dintre viața asta și viața cealaltă, veți avea niște regrete cumplite. Cumplite regrete veți avea, că n-ați trăit pentru Dumnezeu, ci ați trăit pentru voi, pentru carne. Nu vă pot povesti ce am simțit atunci, ce durere am simțit. Nu m-a mustrat Dumnezeu și a zis, ai fost un păcătos, ai fost ticălos. Nu, nu, știam că-s mântuit. Am zis eu, Doamne, la tine vin. Dar era un regret cumplit că altfel aș fi putut să trăiesc până atunci. Mai dăruit, mai dedicat lui Dumnezeu. Mai mult decât am făcut. Adică cu toată viața și n-a fost cu toată viața și n-a fost cu toată puterea. Toți vom experimenta aceasta, dacă nu vine Dumnezeu și ne ia. Toți vom experimenta aceasta, să trecem de pe lumea aceasta pe lumea cealaltă. Regrete cumplite vor fi, da, s-a vorbit despre, vor fi unii care nu se vor împăca cu Dumnezeu și vor fi regretele iadului, flăcările care nu se vor stinge niciodată, vor fi regrete cumplite. Și atunci oamenii vor zice, am fost un nebun, că am auzit în acea seară Evanghelia și nu m-am pocăit. Am fost un nebun, dar va fi prea târziu. Dar, frați și surori, chiar noi care am crezut, chiar noi care am primit harul acesta al mântuirii, vor fi regrete cumplite când vom vedea acolo, când îl vom vedea pe El, că am putut trăi altfel, că am putut aduce alt rod, că l-am putut glorifica pe El mai mult și n-am făcut-o, că am fost leneși, că n-am fost veghetori. N-am făcut-o, vor fi regrete cumplite. Și eu n-aș vrea ca vreunul dintre noi să aibă aceste regrete. Aș vrea încă de aici, de pe pământ, să fim în această stare de har în care să ne bucurăm, să ne bucurăm și să ne desfătăm din toată inima și când ne va vedea El, să nu fie niciun cuvânt de regret și să fie bine ați venit, binecuvântații Tatălui, veniți și intrați
în moștenirea care v-a fost pregătită încă din veșnicie. Oameni buni, frați și surori, trăiți pentru Dumnezeu, glorificați-L pe Dumnezeu, cinstiți-L pe Dumnezeu cu viața voastră, lăsați mersul lumii, asta e invenția lui Satan, lăsați mersul lumii și îmbrățișați-L pe Dumnezeu, voia Lui, și trăiți în așa fel încât numele Lui să fie glorificat. Nu aduceți nicio atingere în numele Lui Hristos, mai ales cei care ați făcut legământ cu El. Nu vă îngăduiți ca să vorbească cineva de rău numele Lui Hristos, pentru că voi nu sunteți atenți. Nu îngăduiți lucrul acesta, prin nicio vorbă, prin nicio faptă, prin nimic. Nu îngăduiți să fie atins numele Lui Hristos. Cum să îngăduim așa ceva când El a murit pentru noi? Când El și-a dat viața pentru noi? Când El a suferit crucea pentru noi? Și noi să bătăm numele Lui. Nu, să nu îngăduim așa ceva. Să ne luptăm până la sânge, cum zice autorul epistolei către evrei, până la sânge, în lupta împotriva păcatului, dar cu scopul ca să fie glorificat Hristos. Să fie glorificat Hristos prin viața noastră și să fie glorificat Hristos și prin moartea noastră, dacă asta El va vrea și în felul acesta vă vrea să-și proslăvească numele. Eu zic în dreptul meu, amin. Ziceți și voi? Amin. Domnul să ne ajute. Amin.